Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragile mele. Vin astăzi către voi cu un tutorial de sezon, pentru că vine vara și vrem să împodobim frumos capul fetițelor noastre. Eu m-am gândit, am făcut niște trandafirași, sunt foarte ușor de făcut și am făcut și o bentiță foarte subțire, deci asta nu e ca să țină de cal la urechiușe, ci doar să împodobească, adică că folosită ca și podoabă. Aici am făcut cu bumbac de la fire tricotaj, aici cu un acril subțire, aici tot cu bumbac, cu un bumbac subțire sau cu un acril subțire se pot face, ies niște trandafirași deosebiți. Așa, cum am făcut bentița? Pentru început țin să vă mulțumesc tuturor acelora care s-au abonat la canalul meu, care lucrează împreună cu mine și încearcă să lucreze, de fapt, alături de mine, aceste lucruri cu care vin eu către voi. Vă sunt recunoscătoare și vă mulțumesc din tot sufletul meu și vă rog în continuare, cele care nu v-ați abonat, să vă abonați la canalul meu pentru a fi alături de mine și a vedea ce încerc eu să fac și încerc să vin cu noutăți de fiecare dată. Mă surprind și pe mine și să vă surprind și pe voi. Și mie îmi place să încerc lucruri noi. Sunt multe din lucrurile pe care le-am făcut în aceste tutoriale, nu le-am lucrat niciodată. Deci, pentru prima dată, am lucrat pentru cineva și pentru aceste tutoriale acum. Deci, ce ne trebuie? Un fir subțire, bumbac sau acril. Mie îmi place cum se așează bumbacul, stă un picuț mai țeapăn. Și cu acril se așează foarte bine. Dar firul subțire. Am o croșetă 1.75, lucrez foarte bine cu croșeta asta. Așa, și un centimetru, un metru, o ruletă. Eu bentița asta am făcut-o, deci fără a trage de ea, că este un picuț elastică. Deci are circumferința are lungimea de 24, deci ar veni 48 de jur împrejur circumferința. Merge pentru un copilaș de cam 5 anișori. Pentru că un copilaș de 5 anișori, 5-6 anișori, are circumferința capului în jur de 52, 53, 54 de centimetri. În jur de... Deci circumferința bentiței trebuie să fie cu 4-5 centimetri mai îngustă ca să nu alunece, să vină să stea fixă. Pentru că îi se permite, e un picuț elastică. Nu e foarte elastică, bumbacul nu permite foarte mult, dar e suficient ca să stea fixă pe cap, dacă ea este făcută mai micuță. Adică dimensiunea maximă la care se poate întinde să fie și aproximativ circumferința maximă a căpșorului fetiței. Deci asta merge pentru dimensiunea pe care am făcut-o eu. Atunci când o să lucrați pentru copilașul vostru, luați circumferința capului și să presupunem că ar avea 48, voi de jur împrejur, deci asta nu trebuie să aibă mai mult de 43 de centimetri. Ca să poată să rămână fixă, să nu alunece. Mai ales, de exemplu, trandafirașul ăsta făcut de bumbac e un picuț și mai greușor. Vedeți cum se trage? Și dacă el, bentița asta, nu e fixă pe cap, atunci alunecă și deranjează. Nu e în regulă să stea... Bine că se pot pune și două clămițe, de o parte și de alta, și se fixează în păr foarte bine. Acum depinde și de imaginația și de tipul de păr pe care, că sunt copilașii, au un păr alunecos, un păr foarte moale. Bun, deci cum procedăm? Întâi, cum facem bentița asta? E foarte simplu. Ochiul inițial, deci facem un nod neterminat, cum îi zic eu. Și am făcut 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. Și acum, în următorul, deci facem piciorușe duble, reduse, deci nu în primul, în al doilea ochi de lanț, că eu am făcut 4 ochiuri de lanț și o să facem 3 astfel de piciorușe până la cap. Deci 1, dăm după croșetă, băgăm în următorul al doilea, dăm după croșetă, băgăm în următorul care e și ultimul, al treilea. Un ochi de lanț, tragem de firul ăsta de început ca să se strângă bine și întoarcem. Deci am făcut un ochi de lanț, întoarcem, dăm după croșetă, băgăm imediat aici în următorul, deci o dată,
în următorul, a doua oară, tot la fel, dând după croșetă și scoțând prin toate trei. Deci ăsta e piciorușul dublu redus. Și în margine, încă o dată, a treia oară. Un ochi de lanț și întoarcem. Dăm după croșetă. Se vede, da? Deci în următorul, deci se vede exact în următorul de lanț aici, deci am băgat și scoatem prin toate trei, dăm după croșetă, a doua oară, deci aici pe mijloc și scoatem prin toate trei și în capăt, trebuie să le prindem pe amândouă ca să se așeze frumos pe margine și scoatem prin toate trei. Și asta este tot ce trebuie să facem. Și lucrăm astfel până la lungimea la care avem noi nevoie. 1, 2, uitați că se văd, da? 3. Și apoi cu acul, dacă nu puteți cu croșeta să prindeți partea asta de parte de final, coaseți cu acul și ascundeți și firul ăsta în lucru. Uitați, la mine nici nu se vede unde am. Ba da, aici am îmbinat. Dar am îmbinat în așa fel încât aici este îmbinat și nici nu se vede. Adică n-am avut grijă să fie neapărat exact în spate. Dar dacă vine cu bentița într-o parte, ba în spate vine. Aproape spre spate. Și astfel lucrați, v-am spus, până la circumferința la care avem nevoie. Punctul ăsta, picioruș dublu redus, fixează bine bentița. Adică mie îmi place mai mult dacă lucrăm cu picioruș scurt, nu este elastică. Adică eu am încercat și cu picioruș scurt și mi se pare că nu este elastică, iar cu picioruș dublu nu revine ușor la forma inițială. Eu le-am încercat. Bă, punctul ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Cum se așează și este spornic. Adică nu durează mult. În maxim o oră, dar nici nu cred că durează o oră. De făcut o astfel de bentiță subțire. Puteți să faceți cu ce culori vreți voi. Alb, negru, roz, portocaliu, însă și ce culori vreți voi și apoi împodobită cu o floare. Eu astăzi vă propun împodobit cu un trandafir. Voi puteți să împodobiți cu ce vreți voi. Deci lucrați bentița până la circumferința la care aveți voi nevoie. Acum să vedem cum facem un trandafir. E ușor de lucrat. Pentru început, deci ochiul inițial, eu o să exemplific un acril subțire. E un portocaliu. Și facem ochiuri de lanț mai mult de 30. Cred că am să fac 40, să iasă un trandafir mai bogat. Așa, de exemplu ăsta a fost făcut pe 30, dar și ăsta e frumos, mai rar e fiat așa, nu foarte des. Dar am să-l fac pe 40. El trebuie să fie dublu plus 1, 41. Deci 1, 2, 3, 4, nu strângem foarte tare ca să nu ne fie greu când lucrăm pe ele, de aceea ochiurile de lanț. Deci am 4, 5, 6, 7... 8, până la 41. Și am făcut 41 de ochiuri de lanț. Acum, două ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu și încă două ochiuri de lanț despărțitoare. Deci am mai făcut încă 4 ochiuri de lanț. Dăm după croșetă și exact aici, în al cincilea, deci am făcut 4 ochiuri, în al cincilea facem un picioruș dublu. Un ochi de lanț, dăm după croșetă, sărim 1, deci am făcut aici, sărim 1, în următorul, un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, și încă un picioruș dublu, exact în același loc. Un ochi de lanț. Acum, deci sărim 1, deci nu în ăsta, în acesta, sărim un ochi de lanț, vom face două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț. Deci picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu.
un ochi de lanț. În următorul. Deci, nu în următorul, în celălalt. Deci sărim un ochi de lanț de la bază și aici vom face din nou grupa. Deci două picioruș dublu, două ochiuri de lanț. Deci am făcut picioruș dublu, două ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu exact în același loc. Un ochi de lanț despărțitor. Nu în următorul, în următorul. Hai să vedeți că nu e greu deloc. Durează un picuț. Două ochiuri de lanț. Și picioruș dublu în același loc. Și astfel facem până la sfârșitul rândului, unde vom încheia cu două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț. Și am făcut până la capăt. Am încheiat cu două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț. Trandafirașul nostru o să iasă destul de bătut, nu o să iasă aerat așa ca ăsta. Dar v-am zis că mie îmi place că are o ținută mult mai bună. Am terminat rândul 1 de piciorușe. Acum, 3 ochiuri de lanț, răsucim și aici în mijloc mai facem încă un picioruș dublu, deci practic avem două piciorușe duble despărțite de 3 ochiuri de lanț. Și încă două piciorușe duble. Deci două perechi de câte două piciorușe duble despărțite de 3 ochiuri de lanț în fiecare lăcaș. Acum, sărim între următoarele două piciorușe duble, unde am avut aici două ochiuri de lanț. Deci, fără să mai facem ochi de lanț despărțitor, direct. Deci, facem două piciorușe duble, 1, 2, 3 ochiuri de lanț și încă două piciorușe duble exact în același loc. 1, 2, dăm după croșetă, sărim în lăcașul următor. Deci două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, trei ochiuri de lanț și încă două piciorușe duble. Și așa facem până la sfârșitul rândului. Și mai avem un rând și gata. Asta o să fie tot. Ducem cu două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, două piciorușe duble în fiecare lăcaș de acesta, unde au fost cele două piciorușe duble în același loc, exact între ele. Sărim fără piciorușe, fără ochiuri de lanț despărțitoare. Facem direct. Sper că ați înțeles. Am făcut ultima grupă, de câte, de fapt, cele două grupe de două piciorușe duble despărțite de trei ochiuri de lanț și acum avem un singur rând. 3 ochiuri de lanț, întoarcem și în fiecare astfel de lăcaș format, unde sunt cele 3 ochiuri de lanț, vom face câte 10 piciorușe duble. Avem 1 deja aici, deci vom mai face încă 9 doar aici, la început, pentru că ochiurile de lanț țin loc de primul picioruș, deci 3, 4, 5, O să vă rog atunci când faceți piciorușele să fie unul lângă altul, să nu se suprapună, ca să iasă frumos ca aspect final. Lucrat uniform, fiecare cum a pornit mai lejer sau mai strâns, dar e bine nici foarte lejer, nici foarte strâns. Deci 2, 4 și cu 3, 7, 8, 9, 10. Acum 10 piciorușe duble. Dăm după croșetă, sărim în spațiul următor. 10 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și așa facem în fiecare lăcaș. O să iasă, v-am zis, destul de bătut. Dacă s-ar lucra, am fi lucrat cu un acril mai gros și cu o croșetă 2, 2,5, trandafirașul nostru iese mai mare, iese mai bogat.
De asta o să iasă finuț, micuț, așa, ca pentru bentițele noastre de vară, ca pentru lucrările de vară, mai delicate. Hai să lucrăm în fiecare lăcaș câte o grupă de 10 piciorușe duble, fără piciorul despărțitor și în felul ăsta este aproape gata. Mai rămâne să-l strângem, să-l fixăm și gata. Lucrăm până la capăt. Și am făcut și ultima grupă de 10 piciorușe duble. Observați, le-am făcut pe toate. Arată frumos și uniform. Acum scoatem. Am tăiat firul. L-am lăsat o idee mai lunguț, pentru că ăsta vom coase. Cu firul ăsta putem prinde și trandafirul acolo la final, dar putem să-l și coasem de bentița noastră sau de ce unde vrem noi să folosim trandafirașul. Deci am băgat ață în ac, un ac cu urechile largi și acum îl vom prinde. Deci ne ducem exact aici, în capăt. O să ilăm pur și simplu și băgăm. O să băgăm în cam așa, cam la două ochiuri. Deci băgăm acum, aici, pe marginea aceasta, nu aici unde avem noi piciorușele duble. Aici de unde am început. Cât mai des. Cam la două ochiuri, așa. Sau, uitați, așa am să fac, exact unde sunt piciorușele duble. Unde e grupa de cele două piciorușe duble? Exact la baza lor am să bag. Deci am să-i dăm. O dăm și pe o parte și pe alta și apoi strângem. Băgăm până la capăt. E suficient de des, că am lăsat un singur ochi între grupe. Până la ultimul. Și aici în capăt. Și acum tragem de fier și așezăm trandafirașul. Deci el a pornit de aici și îl așezăm. Uitați așa, îl răsucim. Uitați ce frumos se așează trandafirașul nostru. E un picuț cam des, cred că merge acum mai puțin. Bam! E perfect. Este perfect. Aici strângem acum. Se strângă frumos. Strângem pe dos, tragem de fier. Așa. Și acum mai fixăm un picuț aici la capăt. Deci băgăm dintr-o parte în alta, în așa fel încât să se fixeze petalele și băgăm un pic spre interior. Da? Ca să se fixeze petalele frumos. Băgăm până pe dedesubt așa, ca nu să nu iasă pe partea asta la alta, dar oricum să se prindă. Din toate părțile așa. Și astfel este gata trandafirașul nostru. Uitați ce frumos se așează. Este absolut superb. Absolut superb. Nici nu trebuie să, el nu trebuie să fie perfect uniform. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați like, să dați share, să dați click pe clopoțel, este foarte important pentru că veți primi notificarea în momentul când voi publica un nou tutorial. Voi avea noutăți pentru voi, cu tot dragul și cu toată inima către voi. Și să ne revedem data viitoare sănătoși cu un nou tutorial. La revedere!